Din nou, direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi, a rămas nu la celelalte sporturi, pentru că să vedeți că, de fapt, aici avem și cele mai mari performanțe, până la urmă, pentru că de la sporturile individuale, sportivul anului de la liceu, program sportiv de anul trecut, a fost... O atletă. Deci, cum spuneam, de pe zona asta, sigur, unde ocupă mai puțin, dar n-aș zice că e mai ușor, dar aici avem, la individual, avem rezultate bune și foarte bune. Nu, este într-adevăr mai ușor să obții un rezultat la sportul individual decât la echipă. Vă dați seama că la o echipă, ca să o pregătești, trebuie să pregătești în jur de 20 de copii și trebuie să... Deci știi pe fiecare și să-i aduci... Și... și ai 4 sau 5 competiții majore, nu mai mult. Da, da. Da? Păi, și asta e o speță foarte interesantă. Pentru că ai la fiecare generație un campionat care se duce până un an întreg și câteva competiții care sunt pe parcursul anului. Acum s-au schimbat și la federațiile fac fel de fel de experimente. De exemplu, la handbal alternează etapele cu turneele. Da. După un tur, să spunem, când se joacă fiecare cu fiecare, după aceea se organizează turnee. Deci încearcă și ei diferite moduri de organizare, sigur, să se oprească la o structură optimă, să spunem. Da, să spun că oricum sunt mai ușor este să obții un titlu la sporturi individuale decât la echipe, fiindcă așa e la echipe. Deși și aici, anul trecut, Răzvan Bernicu, deci dacă nu termină pe locul 3, parcă, acum 2 ani, deci are o generație cu care an de an ajunge la turneile finale și la locurile, sau pe podium, să spun. Care nu-i la îndemâna oricui. Asta fără discuție. Da. Asta înseamnă o selecție bună inițială și după aceea o preocupare și o muncă făcută cu cap și rezultatele vin. Da. Mai puțin, avem acum rezultate sau cu fotbal am ajuns la... Deci mă întorc la turneile finale decât la grupele mici și aminteam despre Ițco care a ajuns. În rest, la grupele mai mari nu am ajuns, dar... Discutăm și de altă competiție, altceva, da. Sigur, și competiția este mai acerbă la fotbal. În fine. Investițiile sunt întotdeauna mai mari în fotbal decât în alte sporturi și cota de interes și tot ce vreți, astfel încât acolo e mai greu să răzbești, dar asta nu înseamnă că... Eu nu vreau să minimalizez meritele antrenorilor și profesorilor de la sporturi individuale, Doamne ferește. S-a înțeles asta în ce am spus noi? Nu. Eu cred că nu e... Vreau să fiu bineînțeles și să nu... Corect. Sigur. Și tuturor le mulțumesc pentru eforturi, îi felicit că au reușit și reușesc să aducă, să țină, rezultate la nivelul cu care ne-am obișnuit, un nivel destul de bun. La lupte avem la fel Chira Agache, care... sunt și ei campioni și tot în multe, multe competiții că au câștigat și vin din spate și la lupte vin și fiindcă Chira și Agache sunt din punctul meu de vedere e știre sau se transformă în știre când o generație de luptele la noi nu câștigă nimic. Da. Atunci ar fi știre, ar fi un deranj mare, domne, ce s-a întâmplat, e bolnav domnul profesor Gherasim. Da. O fi bolnav domnul Bolohan. Cine mai e antrenor? Sunt 3 antrenori la... La noi sunt 2. Mai este Ciubotaru sau cum îl cheamă pe... Sau cum Încerc scuze? Daniel, dar nu știu. Care lucrează la CSM. La noi... noi am înțeles. Noi Bolohan și cu Gherasim sunt. Ei sunt la liceu program sportiv. Dar spuneam, asta ar fi o știre când n-ar veni rezultate de acolo. Atunci, wow, ce s-a întâmplat?
Știți? Mă bucur că tradiția luptelor rezistă peste ani și sunt de admirat profesorii care țin în continuare steagul sus la... Liceu, program sportiv, din câte știu eu, dacă nu greșesc, a pornit cu cu alte ramuri. Luptele au fost prin asimilare, aduse la fostul Industrial 4, nu? Da, a fost ultima secție adusă la liceu cu program sportiv. La un moment dat eram la liceu 4 și fotbalul și luptele. Fotbalul, nu mai știu exact în ce an a fost adus la liceu, iar după un an, doi, au venit și luptele. Am înțeles. Ruibiu. Da, Ruibiu, avem pe domnul profesor Livadaru, care este șeful de catedră și decanul de vârstă și el, și doi antrenori tineri, Prorociuc Codrin și cu Marcel Crețuleac. Da? Avem două norme, o normă pe liceu, o normă pe CSS. Sunt și ei preocupați și numărul elevilor și copiilor care vin la rugby este din ce în ce mai mare. Și asta ne bucură și sperăm să țină și ei pasul tot așa. Deși la pregătirea practică se suprapun de multe ori cu cei de la fotbal pe terenul sintetic, la fel, terenul sintetic nu este atât de propice pentru rugby, fiindcă placajele și celelalte procedei sunt un pic mai dificil de executat pe suprafața sintetică, fiind un pic mai dură. Dar încercăm să ținem legătura și cu domnul director la CSM, acolo unde mai avem posibilitatea să intrăm și pe terenul Unirea, la o parte din competiții, poate și antrenamente, în așa fel încât să protejăm acești copii, să-i nu expunem la accidentări și la urmări. Oh, da. La ce poate fi mai rău, ca să spunem așa. Da. Bun, sunt anumite părți din antrenament care pot fi executate fără nicio problemă acolo. Da. Dar când se intră la lucru efectiv, la joacă, ca să spunem așa, deja terenul nu mai e ce... ce e până la urmă pentru fotbal. A spus cel mai bun sportiv anul trecut, o sportivă, de fapt. Da, eleva profesorului? Profesorul Flămând Toader. Am înțeles. Cea mai bună sportivă anului trecut, câte medalii sau... Bine, campioană. Fără număr. Da, campioană la categoriei de vârstă, participantă la campionate europene, la balcanice... Nu știu, competiție prin Kenya a fost... Aia știu să alerge în Kenya, an la rând. Da, nu știu, caz, o sportivă care a ajuns la în vedere lotul național, a fost, sau a avut perioade în care cei de la federație i-au asigurat o masă, sau masa pe alimentație, sau cum se spune. Da. Cazare i-am oferit-o noi. Mă rog, a fost în câteva cantonamente plătite tot de către federație și este și normal că menirea noastră este să-i selectăm, să-i instruim, să-i aducem până la lotul național. De la lotul național, ei nici nu mai reprezintă liceul în competiții internaționale. Reprezintă România, reprezintă federația respectivă de atletism în cazul nostru. Nu? Și atunci, asigur că și federațiile trebuie să implice, să îi... le asigure un nivel. Eu zic că până aici noi ne-am achitat de sarcini, păi adică da. Am reușit să aducem, să descoperim, să șlefuim meritul profesorului Toader Flământ, să aducă în vizorul celor de la nivel de federație, iar de acolo, oameni buni, hai, să auzim și pe viitor, adică noi deja am dat maximum. Nu, dar asta este misiunea, participarea la competiții internaționale, de exemplu, noi nu putem să o asigurăm, fiindcă noi asigurăm... Un singur sportiv de sac, îl trimitem în Kenya sau da. În nu mai avem buget pentru exact. 50 de copii aici să... Deci noi trebuie să asigurăm... Să-i ducem până la Unire, la antrenament, da. Calendarul intern.
da. pe care trebuie să-l onorăm. În rest, și asta trebuie să drămuiți bine bănuțul, că dacă nu, nu va ajunge. Sigur că da. N-aveți bani de arbitraj după aia undeva. Aici nu vreau să mai discut problema asta, că este cea mai... Deci v-ați câștigat dușman dacă ați discutat povestea asta aici? Nu, dar este problema care dă dureri de cap cel mai mult. Lipsa banilor și... Din cauza adică asta. Să înțeleg că sunteți ca un fel de părinte acolo, care vin toți copiii. Tata, vreau să mă duc să mă joc fotbal, eu vreau să mă duc să mă joc handbal, eu vreau să mă duc... Și dumneavoastră trebuie să pune să tăiați cu... Măi, azi voi nu mergeți. Sau cum? Din fericire n-am făcut până acum, dar nu pot să promit că nu voi ajunge și zilele alea în care nu mai am cu ce să... Fiindcă, acum, că ați spus-o la începutul emisiunii și destul de, să spunem așa, bucuros, pentru că avem rezultate la copii antrenați de profesorul Itzco, avem rezultate, dar la multe competiții au mers pe banii părinților, pe contribuția părinților. Exact. Așa este. Bun. Adică să înțeleg că noi am putea să accedem, să fim... Dar dacă nu sunt bani să mă prezint în competițiile alea, cum să acumulez experiență? Nu, este o situație destul de grea din punct de vedere financiar și vă dau exemplu. Acum orice deplasare, orice cazare se face într-o achiziție pe SEAP. Așa. Am făcut achiziția pe SEAP, eu știu, m-am dus în deplasare, elevii au avut unde dormi, au avut ce mânca, s-au întors. Dar n-am avut bani să virăm firme respective, restaurantul, hotelul respectiv. Sunt restanțe de anul trecut, din 2017. Vine altă competiție, o altă deplasare. Nu mă mai pot duce la hotelul respectiv, la restaurantul respectiv. Da, dar puteți merge pe seapă, adică... Și încet, încet ne merge vestea. Nu mai e, că ăia nu plătesc, că ăia plătesc, că dau banii peste nu știu cât timp, dacă ți-i dau și cum ți-i dau. Știi? Și fără, de asta spun că fără să vreau, eu sper să nu ajung în situația în care să spun, nu se poate face deplasare, asta fiindcă nu avem bani, nu? Și mai departe. Fiindcă să se facă efort genul ăsta, înțelegeri între oameni, discuți, doamne, uite, hai că să întârziem o săptămână, două, o să primiți bani. În momentul în care trece o lună și două și nu primește bani, mai pot să mai vorbesc cu... Nu mai pot vorbi. Deci, sunt iar competiția, din fericire sau nefericire, cum vreți să-i spunem, se desfășoară în data de, la exact, ora de, exact, cu exact. Condițiile astea în față. Fără să ține cont de condițiile astea. De dificultățile care... Da, asta e... Da, am uitat vreun sport? Am ratat ceva? Da, cred că am uitat natația. Da. Și voleiul. Dar volei n-am volei vorbit, uitat, ce-i drept, da. Da, la volei avem trei profesori, Moșuc, Vasile, care e șeful de catedră, Orășanu Tudor, care este și antrenorul echipei de seniori la CSM Suceava, și Maxim Bogdan. Din păcate, acolo am pierdut o catedră la CSS, catedra domnului profesor Tamaș, care s-a pensionat anul trecut. Dar sunt probleme cu numărul de elevi, fiindcă foarte greu se îndreaptă către liceu cu program sportiv copiii din Suceava și din împrejurii. Nu știu care este situația, dar de ani buni, din ce în ce mai puțin copii vin la volei. Mă refer la liceu. La liceu. La grupele de CSS mai vin. Sunt la diverse școli. Nu mă pretind eu a fi o mafal, dar eu de regulă eu trebuie să pun întrebări în această emisiune și să aflu răspunsuri. Dar dacă mi-este permis să spun și eu care e punctul meu de vedere din perspectiva asta, zice așa. Odată, mai vin copii, mai sunt la nivel de CSS, pentru că volei e un sport frumos, pentru că sunt foarte mulți foști practicanți de volei care iubesc sportul ăsta, da. Și cu drag vin și învață sau se joacă copiii și merg lucrurile înainte, dar atâta timp cât voleiul sucevean nu
are parte de o finanțare astfel încât să îi văd pe acei sportivi care am avut de-a lungul timpului, chiar aici la Suceava, și care puteau promova ori de câte ori vroiau în prima ligă, dar nu făceau față din punct de vedere financiar la nivel de primă ligă, nici nu cred că va fi volei o atracție pentru copiii suceveni la nivelul ăsta. Și fie vorba între noi, am avut perioade în care am fost extraordinar de sus cu echipa de volei în campionatul românesc și poziționarea pe care o avem acum e dureroasă. Și am văzut sala de la Unire, arată foarte bine, dar eu cred că asta e o explicație. Faptul că nu se investește în volei. Dacă am avea o investiție, o susținere financiară, astfel încât, cred că nu am defilat, dar iarăși am fi acolo la nivel superior în prima divizie de volei. Vrând de vrând ajungem la motivația care lipsește în sport. Și la toate disciplinele, da. Fiindcă nici la fotbal nu mai este motivația care era pe vremuri. Da, deși acum sunt mulți bani în fotbal. Bun, copilul și părintele să uite să vadă ce se întâmplă în Suceava sau unde e accesibil, lui să vadă. Copilul ăsta poate să ajungă la o echipă de Liga a doua, poate să câștige ceva din asta ca să trăiască și ca să-l motiveze să fie, da. Să-l motiveze să vină, dragi. La fel și la handball, la fel și la voie. Adică, pe de altă parte, în fotbal, și numai în fotbal, și în handball, se aduc foarte mulți jucători străini. Deci, mulți din cei care se ocupă și investesc bani, nu investesc în copiii noștri, investesc în jucători străini, fiindcă e mai ușor să ajungă la performanțe. Și, din punctul ăsta de vedere, deci, din punct de vedere al motivației, avem o mare, mare problemă la toate disciplinele. La toate disciplinele. Nu vreau așa să încheiem emisiunea. Vreau să vă ofer cuvântul de final și, bineînțeles, să vă mulțumesc prin intermediul noastră tuturor colegilor de la Liceu cu program sportiv pentru performanțele obținute în anul competițional ce s-a încheiat anul trecut și rezultatele obținute până acum în jumătatea anului competițional. Mă refer la sporturile de echipă. Cele individuale abia încep. Da, eu ce să spun, vrând nevrând amintește faptul că suntem la finalul semestrului întâi. Semestrul întâi coincide și cu prima parte a competițiilor la care participăm. Eu țin să mulțumesc tuturor profesorilor pentru eforturile depuse în acest semestru. Mă refer atât la profesorii la partea teoretică, cât și la profesorii de la profilul vocațional de la secțiile sportive, pentru rezultatele pe care le-au obținut, pentru felul în care s-au preocupat, așa fel încât să menținem liceul cu rang sportiv la un nivel, eu zic, acceptabil și din ce în ce să fim în creștere din punctul ăsta de vedere. Iar din alt punct de vedere, o preocupare importantă este aceea a menținere unui climat sănătos, fiindcă nu am avut în acest semestru niciun eveniment deosebit din punct de vedere al indisciplinei, să zic, fiindcă aceste evenimente sunt foarte mult vânate și mediatizate și umbresc munca profesorilor pe celelalte planuri. Deci, din punctul ăsta de vedere, țin să le mulțumesc și sperăm să avem cuvinte de laudă pentru toată lumea și la viitoare întâlnire. Care va fi probabil la terminarea sezonului competițional. Exact. Domnule profesor, domnule director, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.